Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, a vizitat ieri spitalul pediatric Bambino Gesù din Roma. În cadrul întâlnirii cu președintele instituției medicale au fost discutate aspecte referitoare la actuala colaborare pe care Asociația de Caritate San Lorenzo dei Romeni a episcopiei a dezvoltat-o în ultimii 2 ani cu departamentul de voluntariat al spitalului. După discuția purtată cu Mariela Enoch, președintele Spitalului Pediatric Bambino Gesù, despre implementarea unor noi proiecte sociale, ierarhul i-a vizitat și binecuvântat pe copiii aflați sub îngrijire medicală. Vizita noastră a început cu întâlnirea cu doamna președinte a acestui spital, care cu multă bucurie ne-a întâmpinat și cu care am împărtășit deja colaborarea noastră de până acum și dorința de a continua această colaborare între Asociația San Lorenzo dei Romeni, Asociația Caritativă a Episcopiei noastre și Episcopia noastră prin popularizarea a ceea ce se face aici și identificarea unei duminici din an în care să facem cunoscut în toate parohiile noastre frumosul proiect care se desfășoară aici în colaborare cu personalul și cu voluntarii de la Bambino Gesù și respectiv asociația noastră și episcopia. După aceea am întâlnit mai mulți pacienți, mai mici sau mai mari, cum spuneam, însoțiți fie de unul din părinți, fie de o bunică, care încearcă să-și ducă aici suferința și să întărească zi de zi cu speranță, cu nădejde de a ieși din această situație grea. Aici venind cazuri grele care nu găsesc soluție în alte locuri și care sunt întâmpinate cu foarte multă bunăvoință și cu mult profesionalism de către personalul medical. La întrevedere au mai participat medici, precum și Ana Maria Obreja, președintele Asociației San Lorenzo dei Romeni, a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.